Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este sau frate cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov, amin. Vă invit să vă reașezați. În timpul care am mai rămas, vreau să vă aduc ultimul mesaj al lui Dumnezeu. Ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru evrei. Cartea Maleahi este ultimul strigăt al lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Stând de vorbă cu evrei, realizez cât de încăpățânat este acest popor și tocmai cartea Maleahi este un argument destul de clar pentru că ei nu cred în Iisus Hristos. Poți să le pui o întrebare firească, normală. De ce? De ce în ultimii 2400 de ani, dacă sunt 400 de ani până la Hristos și alți 2000 de ani, de ce nu s-a mai ridicat niciun proroc? De ce nu mai au niciun alt mesager? De ce? De ce 2400 de ani Dumnezeu nu le mai vorbește deloc? Dacă Iisus Hristos este scos afară din religia lumii, dacă Iisus Hristos nu-i cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, atunci poporul acesta este într-adevăr fără Dumnezeu. Pot să îl definesc în această seară pe Maleahi, ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru evrei. Și nu știu, s-ar putea și pentru noi, pentru că noi luăm din cuvântul lui Dumnezeu, luăm și pentru noi exemplu, luăm și pentru noi învățătură, s-ar putea și pentru noi să fie ultimul mesaj al lui Dumnezeu. Poate ultima chemare a lui Dumnezeu. Poate ultima strigare pe care o auzi în viața ta și de aceea este important să-i dai crezare, este important să fii atent. Maleahi înseamnă mesager. Deci efectiv numele acestui om înseamnă mesager. Chiar unii s-au gândit că probabil nu era numele lui, era doar o poreclă, mesagerul. Asta înseamnă Maleahi, mesager. Ultimul om care a spus ceva din partea lui Dumnezeu pentru evrei a fost Maleahi. Apoi, ceea ce este foarte ciudat, este că primul cuvânt care apare în cartea aceasta, prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi, cuvântul acesta, prorocia, masah în limba ebraică, înseamnă povară, înseamnă și povară. Ceea ce este tradus aici prin prorocie și înseamnă prorocie, înseamnă și povară. Pentru că mesajele lui Dumnezeu ajung să fie o povară. O povară pentru cei care le duc și o povară pentru cei care le ascultă. Nu știu ce este și nu știu ce va fi pentru voi cuvântul lui Dumnezeu din ziua aceasta, însă îmi doresc din toată inima să nu fie o povară, să fie o prorocie, un mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în primul rând, transmite acest mesaj care, pe scurt, aș vrea să-l prezint din capitolul 1. Mesajul lui Dumnezeu arătat în 5 direcții, simple, scurte, dar totodată cred că benefice pentru noi. În primul rând, mesajul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este un mesaj al iubirii. V-am iubit, zice Domnul. Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al iubirii. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă și dincolo de tot ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu vrea să-ți spună și în această seară. Și mesajul lui este întotdeauna, că e în Vechiul Testament, că e în Noul Testament, indiferent cum este, în primul rând, mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al iubirii. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu ne iubește. Acesta trebuie să fie mesajul care ar trebui să lăsăm să răsune în inima noastră, să pleci acasă, să pui capul tău pe pernă în această seară cu conștiința clară, exactă, precisă a faptului că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te-a iubit. Dar cu toate că Dumnezeu te iubește, El nu va face mai mult decât trebuie pentru tine, de aceea trebuie să fii foarte atent, pentru că poți să pervertește această iubire, poți să-i răsucești beneficiile, să nu înțelegi caracterul iubirii, să-i răstălmăcești, să o devalorizezi, să o golești de esență această iubire a lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vedem și, o să vedem în final, și care a fost răspunsul omului.
Ne vom ocupa puțin și de răspunsurile acelor oameni, dar mai întâi despre ce a spus Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, în primul rând un mesaj al iubirii. În al doilea rând, mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al măreției. Versetul 5. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice: mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Mare este Domnul. Și am cântat și în seara aceasta: Doamne, cât de mare ești! Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al măreției lui Dumnezeu. Cât de mare este acest Dumnezeu pe care îl avem noi? Cât de mare este acest Dumnezeu al evreilor, pe care ei nu l-au respectat, pe care ei nu l-au onorat și mereu s-au alipit cu inima de idol, de șerți, de alți Dumnezei, de alte religii și așa mai departe. Mesajul lui Dumnezeu și pentru noi în această seară este un mesaj al măreției sale. Cât de mare este Dumnezeul nostru. Și vom vedea, spune aici, veți vedea cu ochii voștri. Mare este Domnul, nu doar în Israel, pentru că Israel era atât de naționalist, ei credeau că doar în Israel, doar pentru Israel, doar ei și numai acolo. Însă Dumnezeu întotdeauna vedea dincolo de hotarele lui Israel. El spunea: pentru toate popoarele, pentru toate națiunile, dincolo de granițele voastre, dincolo de hotarele voastre, veți vedea cu ochii voștri că mare este Domnul. Măreția lui Dumnezeu nu este limitată la hotarele, nu este doar la granițele lui Israel, nu este doar pentru ei. Și noi de multe ori considerăm același lucru, doar în familia noastră, doar în biserica noastră, doar cu românii, doar noi românii, doar noi dintr-o parte, doar noi din alta. Însă veți vedea cu ochii voștri, măreția lui Dumnezeu trece dincolo de hotarele noastre. Pentru că Dumnezeu nu are hotare. Măreția lui Dumnezeu este fără hotare, este fără margini, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al suveranității. Versetul 14 spune așa: nu, blestemat să fie înșelătorul acela care în turma lui are o vită de parte bărbătească și totuși juriește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Eu sunt un împărat. Mesajul lui Dumnezeu pentru tine este că acest Dumnezeu este împărat. Este Domn. Este suveran. Acum, dacă tu îl crezi sau nu, dacă tu îi aduci cinste sau nu, dacă tu îi aduci daruri sau nu, e problema ta, însă El rămâne Dumnezeu și El rămâne suveran. Dacă tu îi cânți, El nu va fi mai puțin Dumnezeu. Dacă tu nu îi dai daruri, nu înseamnă că El va fi mai puțin împărat. Nu îi știrbești cu nimic. El va rămâne și este împărat. Indiferent de ceea ce îi dai, indiferent de ceea ce faci, indiferent de atitudinea ta, El este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. El este împărat. El este Dumnezeu. Și trebuie să înțelegi acest lucru, pentru că de multe ori poate noi îl vedem pe Dumnezeu altfel, îl vedem în altă ipostază, îl vedem ca altceva. Și trebuie încă o dată mesajul lui Dumnezeu să ne aducă aminte de faptul că El este împărat. Și nu un împărat oarecare, spunea El aici, un împărat mare. Este împăratul împăraților, este Domnul domnilor, binecuvântat să fie numele Lui. Dar trecem mai departe și vedem, versetul 10 ne arată totuși ceva legat de caracterul lui Dumnezeu. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nici o plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Un mesaj îl numesc eu al dezgustului. Și e greu să înțelegi, să împaci mesajul iubirii cu mesajul dezgustului. Dar Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește, dar Dumnezeu nu poate privi cu plăcere păcatul. Nu poate privi cu plăcere necurăția, nedreptatea, minciuna, furtul și orice păcat nu provoacă altceva decât dezgust. Dumnezeu a spus clar: nu găsesc nicio plăcere în voi.
E ciudat, e greu de adunat, de pus împreună acel v-am iubit, vă iubesc și n-am nicio plăcere. Pentru că iubirea ține de caracterul lui Dumnezeu, iar plăcerea față de noi ține de ceea ce facem noi. Abel și Cain. Dumnezeu i-a iubit pe amândoi. Dar spre unul n-a privit cu plăcere Dumnezeu și spre altul a privit cu plăcere. Pentru că ținea nu de ceea ce era în Dumnezeu, ci ținea de ceea ce era în ei. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Care este reacția? Care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi? Cât ne privește pe noi? O să explic mai târziu ce se întâmpla acolo și de ce cartea Maleahi este o carte mai dură. Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj extrem de dur. Citesc mai departe versetele 13 și 14 din nou ca să înțelegem a cincilea parte a mesajului lui Dumnezeu. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul Oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav, iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși jertfește, juruiește și jertfește Domnului vită bolnavă, căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul Oștirilor, și numele meu este înfricoșător printre neamuri. Numele meu este înfricoșător printre neamuri. Este și un mesaj al dreptății lui Dumnezeu. El a spus, pot eu să primesc asta? Pot eu? Și el a spus clar, nu pot. De ce? Acum trebuie să explicăm puțin ce s-a întâmplat, contextul, situația în care se găsea acest popor. S-au întors din Babilon, din robie. Pe timpul lui Neemia, țara era prădată, era ca după bombardament, ca după război, era sărăcie, era foamete. S-a întors o rămășiță din fiecare seminție. S-au întors și au rezidit templul, au rezidit zidurile Ierusalimului și au refăcut case, dar încă nu erau prosperi, încă nu aveau de toate. Erau în fază de reconstrucție, erau încă în faza de început. N-aveau bani suficienți, n-aveau resurse suficiente. Și atunci s-au găsit, ei au venit la preoții lor, au venit la liderii lor și au spus, noi n-avem bani. Noi n-avem jertfele, așa cum este scris în Biblie, că trebuie să fie o jertfă, să aduci mielul, să fie fără cusur, să fie întreg, să nu fie bolnav, să fie niște reguli, sunt niște reguli, sunt niște porunci. Noi n-avem, suntem sărași, suntem la început, ce ziceți, se poate? Și de aceea Dumnezeu era foarte supărat pe preoți, pentru că preoții au spus, asta e situația, suntem în anul în care trăim, în situația, Dumnezeu vede, știe că n-am, știe, ca se poate. Vino cu mielul bolnav, care oricum moare și nu faci nimic, ai rezolvat problema, că ai scăpat și de el, nu ai mare pagubă, dar l-ai împăcat cumva și pe Dumnezeu. Și acesta a fost compromisul, pentru că tot ce se făcea era oficial, adică preoții spuneau, las că merge și așa. Bine, scrie acolo în Moise că noi trebuie să facem asta, jertfa să fie întreagă, să fie curată, să n-aibă niciun cusur, scrie asta, dar asta e, noi venim de după război, noi suntem săraci, noi trăim, astea-s vremurile în care trăim, se poate și așa, merge și așa. Asta au spus ei. Și atunci Dumnezeu tocmai vine cu acel argument. Ia mielul acela și du-l la dregătorul tău. Vezi dacă îl primește. Dă o masă, cheamă-ți prietenii și fă o cină mare și adu mielul acela și pune-l la grătar, așa infectat cum este. Îl mâncați? Nu. Și atunci, eu adică sunt mai jos decât voi, pot eu să primesc asemenea daruri? Pentru că asta înseamnă compromis. Eu am spus că așa trebuie și acum eu nu pot să încalc, eu să încalc porunca voastră, porunca mea. De aceea Dumnezeu spune clar, pot eu să primesc darurile? Nu pot, pentru că mesajul lui Dumnezeu este în al cincilea rând un mesaj al dreptății. Dumnezeu nu își va călca cuvântul. Că trăim noi mileniul 3, că trăim noi în situații ca altă dată, că avem noi românii cultura, las că merge și așa,
Asta nu îl face pe Dumnezeu să coboare standardele morale, standardele dreptății, standardele neprihănirii, standardele Scripturii. Nu le va încălca Dumnezeu pentru că trăim noi în niște vremuri speciale. Dumnezeu este Dumnezeu pentru toți vecii, pentru toate veacurile. Mesajul lui Dumnezeu este așadar un mesaj al iubirii. Da, Dumnezeu ne iubește. Și tocmai pentru că ne iubește, ne vorbește și ne cheamă. Și tocmai iubirea Lui ne cheamă la pocăință. Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al măreției. El ne spune cât de mare este El, cât de mare este numele Lui. Mesajul Lui este un mesaj al suveranității. El este împărat, El este Domn, El este oricum stăpân, că tu îi dai oaia sau nu. Acela nu e decât un gest prin care tu arăți respectul sau lipsa de respect, atât. Tu nu-i dai nimic și nu-i iei nimic. Mesajul al dezgustului lui Dumnezeu, nu pot privi cu plăcere. Se uită în viața noastră Dumnezeu astăzi, poate să spună, și vă amintesc în contrast cu mesajul acesta, Dumnezeu spunea despre Iisus Hristos, Fiul Lui, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Câtă plăcere găsește Dumnezeu în tine? Cât îi place lui Dumnezeu să se uite la tine când te rogi, când te pleci pe genunchi, îi place lui Dumnezeu să te asculte, să privească spre tine, să stea de vorbă cu tine, te admiră Dumnezeu, îi place lui Dumnezeu de tine? Pentru evreii de atunci, ultimul mesaj al lui Dumnezeu a fost un mesaj al dezgustului. Mesajul lui Dumnezeu a fost un mesaj al dreptății. A spus, eu nu pot coborî standardele. Legea mea este veșnică, ea va rămâne mereu aceeași. Nu pentru că trăim noi niște vremuri de sărăcie, nu pentru că trăim noi alte vremuri, trebuie acum să coborâm standardele. Care a fost mesajul omului? Pentru că în tot acest mesaj vedem răspunsul lor, vedem un dialog, Dumnezeu vorbește și ei răspund. Ei spun, cu ce ne-ai iubit? Un mesaj al neîncrederii. Dumnezeu nu ne iubește, nu-i chiar așa. Dacă ne-ar iubi Dumnezeu, n-ar fi atâta războaie. Dacă m-ar iubi Dumnezeu, n-aș ajunge fără muncă, n-aș ajunge fără bani, n-aș ajunge în situația asta. Dacă m-ar iubi Dumnezeu, ar fi situația altfel. Și oamenii răstoarnă mesajul lui Dumnezeu. Răspund cu tupeu. Cu ce te-am ostenit? Ce facem noi rău? Cu lipsă de respect. Masa Domnului este de disprețuit, adică așa nu contează, masa Domnului, important să aduceți, că apoi ce aducem și cum este, este fără valoare, cam asta se spunea. De aceea merge și o jertfă bolnavă, o jertfă cum este, important să fie, că nu e atât de importantă masa Domnului, masa noastră, noi acasă, când punem noi, mielul să fie cel mai bun și cel mai sănătos, la masa Domnului, pune mielul cel mai beteag. Și prin asta disprețuiau masa Domnului. Care era mesajul omului? Superficialitate. Totul era superficial. Important că venim la altar. E bine că avem, bine că am zidit templul. Bine că avem slujbe. Să zică mersi Dumnezeu că am făcut, că dăm și noi. E adevărat, nu dăm cum trebuie, nu dăm ce trebuie, dar facem și noi ceva. Superficialitate. Totul doar la suprafață. Și apoi contrarietate sau... Oamenii au din totdeauna tendința aceasta de a răspunde lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu aici punea problema un tată și un fiu, relația tată-fiu. Vă place de un fiu care vă răspunde? Și părinții știu ce înseamnă când spun copilul îți răspunde. Adică nu-ți spune, da, tată, ascult, ai dreptate, așa voi face, ci aduce contraargumente. Este contrar, răspunde rău, răspunde urât. Asta au făcut acești oameni, au răspuns urât. Când a venit mesajul lui Dumnezeu, în loc să spună, stai că au dreptate, hai să ne întoarcem înapoi la lege, la mărturie, hai să ne revizuim viața, hai să ne îndreptăm, haideți să ne pocăim. Nu, ei aveau tupeul, aveau aroganță să-i răspundă lui Dumnezeu, să se ia în gură cu Dumnezeu, cum spun românii. Să-i răspundă urât lui Dumnezeu. Și observați ce răspunsuri urâte au. Cu ce te-am ostenit? Masa Domnului desprețuit. Cu ce te-am ostenit? Cu ce te-am obosit? Cum ne iubești tu? Cum ți-arăți tu iubirea? Au tupeu. Lipsă de respect. Neîncredere. Tupeu. Superficialitate. Contrarietate față de tot ceea ce le spune Dumnezeu. Acesta, din păcate, a fost mesajul omului către Dumnezeu. Și de aceea, de 2400 de ani,
pentru evrei, n-a mai răsunat niciodată vocea lui Dumnezeu. Este ultimul profet pentru Israel. Însă pentru noi care credem în Dumnezeu, avem mesajul iubirii lui Dumnezeu, avem mesajul lui Iisus Hristos și Iisus Hristos continuă să ne vorbească. Dumnezeu să ne binecuvinteze.